Traian Băsescu susține unirea Republicii Moldova cu România și spune deschis acest lucru. El consideră că dacă în cadrul unui referendum poporul ar vota unirea celor două țări, atunci ea se va face. Dacă parlamentele celor două țări votează unirea, ea se va face. Dacă poporul român din dreapta și stânga Nistrului va vota într-un referendum unirea celor două țări, ea se va realiza. Deci avem două variante politice, iar responsabilitatea inițierii dialogului la această temă o are Bucureștiul. Și vreau să înțelegeți un lucru care îmi pare foarte puțin înțeles. Mulți spun de ce să ne legăm cu Republica Moldova. Iar eu vă spun că este în interesul României, nu doar al Moldovei, unirea celor două țări și, din punct de vedere strategic, și al capacității de a fi un mare producător agricol și de a avea o repartiție financiară mai mare de la Uniunea Europeană, a mai declarat Traian Băsescu.